James Carter, Bad Memories la Virgin Radio Breakfast. Bună dimineața, suntem primul radio care transmite live pe TikTok întreaga emisiune. Da. Desigur, așteptăm și celelalte radiouri să ni se alăture. Poate facem un match din ăla sau... Cum ar fi? Foarte love, drăguț. Așa. Da, 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 da. Da, nu știm cât va dura până se alătură și ceilalți, dar îi așteptăm. Nu mult. Andrei, știi ce am făcut zilele trecute? Fiind singur acasă, vecinii mei și prietenii mei m-au invitat să mâncăm la ei. Da. Și am propus eu, zic, am o poftă de câteva zile de cartofi prăjiți cu ou. Ai mereu o poftă de cartofi prăjiți cu ou. Da, da, uite, știi ce am aflat ieri? Nu. Că pentru mine cartofii prăjiți cu ou sunt altceva decât sunt pentru ei și așa mi-am dat seama că poate sunt și pentru tine diferiți. A, păi tu mai pui niște salată din asta verde sau ceva, da, ceapă ce verde, ce crezi când spun eu cartofi prăjiți cu ou? Cum vezi tu această rețetă? Cartofi prăjiți și ou ochi. Peste. Nu, uite, vezi, asta crede toată lumea. A. Nu. Deci în Moldova, cartofii prăjiți cu ou se fac, se pun cartofi, se prăjesc cartofii, se pune apoi între. Se adaugă un pic de ceapă verde și apoi se adaugă ou care se amestecă practic peste cartofi. Da? Da. Uite, măi, că nu știam chestia asta. Oricum, de aici mi-am dat seama că noi, de fapt, putem să avem cuvinte diferite pentru altceva. De exemplu, eu îi spun... Uite, și tata, altcineva, și tata. Bine, măi! Băi, de înseamnă că este o rețetă a taților. Da, 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 e doar tăticii poate să pună ceapă verde și... De ce, măi, nu-ți place tu, oameni? Mă-mi plac la ambele variante, dar mi se pare așa ceva drăguț. Deci, uite, mie și acum îmi lasă gura apă când mă gândesc. Păi și de ce n-ai făcut și nouă, mă? Vă fac, vă promit că mâine vă aduc. Uite acum la bucătărie aici, că avem cuptor cu microunde, avem două brichete și putem să prăjim ouul la brichetă. N-ați prăjit niciodată ouul la brichetă? Și cartoful mai ales la brichetă, nu? Da, uite, mai făceam și eu, dar nu mai place ouul. Păi ia de gâscă. Ia de gâscă dacă nu-ți mai place ouul de găină. Sau de prepeliță, măi, că acum știi că sunt toate astea, da, cu ouă de prepeliță. Mamă, dar până stai, am fiert niște ouă de prepeliță până asta să le decojez, să simt și eu că mănânc două... Extraordinar de mult. Da? Extraordinar de mult. Oricum, vorbim despre cum numim noi ceva versus cum numesc alte persoane cevaul ăla. De exemplu, eu pepenului roșu îi spun harbuz. Da, mă, dar asta e în funcție de zonă. Depinde. Da, de unde sunteți, cum se zice la lucru în funcție de unde sunteți, exact, voi. Dacă ați venit în București, ne ajută și mai mult, pentru că sunteți poligloți, cum ar veni, nu? Haide-mă. Adică știți să ziceți în două feluri. Uite. Neața, bunicul îmi făcea așa, îi ziceam pizza rapidă, have fun, Andrei. Da, mă, da, 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 da. Andrei îi cheamă pe om, nu have fun, Andrei. A pus virgulă înainte. Și tata tot la fel, pizza, pentru că eu puneam și ketchup peste acest ou cu cartofi prăjiți de care vorbește Veronica. Au! Da, se numește, da, Lubeniță, ei se mai spune pepenului roșu, da? Nu prea știu din asta, pentru că eu fiind din București, familia mea fiind din București, bunica mea fiind din București, draga mea, îmi pare rău, dar ce pot să fac eu terminând Colegiul Național Gheorghe Lat? Dar de ce de fiecare dată când vorbești despre faptul că ești născut în București, trebuie să-ți schimbe accentul? Dar nu mi l-am schimbat, așa vorbesc. Nu așa vorbesc bucureștenii, dacă toți suntem din București. Oricum București e un fel de New York, acum nu se mai înțelege nimic. Știi că era vorba aia, cu ce fac bucureștenii de sărbători? Stau acasă. Se duc acasă. Că nu mai e nimeni din București, wow, în București. Fii atent aici. Dăm chierpedelul de pe curnic. Dăm cleștele de pe pervaz. Hai, Tradu, de unde e asta, mă? A, nu e de la voi? Nu. Ok. Ne-ați băgat în ceață și 7 și 11 minute. Păi dai, n-a explicat. Dăm cleștele de pe pervaz. Bă, bine, atunci fiți atenți. Dacă tot vorbim de traduceri, filmăm așa. Acum? Filmăm, nu? Bun. Veronica, vreau, deși am mai dat și ieri piesa asta, este virală pe internet, vreau să-mi traduci asta, să-mi zici din ce zonă vine. Ok. O să fie cea mai virală piesa până momentului. Până una alta, haideți voi cu mesajele 0734 3630. Bun, fii atent. Trebuie să traduci asta. Zi-mi. Ha, mi-te pan de galare, la sud de la hare, hate marti filare, jugni mel mel ca gund van ca chat ce gonda jo. Mm-hmm.
Ia să vedem ce zic fetele aici. Fetele zic așa, ascultați Virgin Radio Breakfast în fiecare dimineață de luni până vineri pentru a vă lua doza de energie extraordinară pentru o zi întreagă. Asta este, peste tot piesa asta, vă zic. Am dat-o la Virgin Radio pentru că o să o auzim cu siguranță în cluburi. Băi, dar mie mi-e cunoscută piesa asta. Ce ai zis? Nu te aud. Și pentru oamenii de pe TikTok și de cei de pe WhatsApp, pentru toată lumea, let's go, bună dimineața! Ai costum de indiancă? Nu, da. Noi tot ce știm de indieni sunt indianca mea ară. Nu, măi, dar eu propun să mergem la niște cursuri de dans. Băi, de dans din asta sau? Da, eu am dansat cea-cea când eram mic. Te rog, nu râde, da, chiar am făcut cea-cea, întreabă cu mama. Ok, probabil părinții tăi voiau să se amuse la sărbătorile de Crăciun. Nu te puneau după aia eram... să dansezi în fața neamurilor? Nu, păi eu am fost exclusivist de mic. Bă, nu mai râde, ce râde? Eu chiar dansam bine, dar mă încurcam în picioare. Da, aveai parteneră? Da, aveam și parteneră și la un moment dat n-am mai avut, că... Nu mai voia să mai danseze cu tine? Eu am avut o poreclă când eram mic, m-am dus la not, că am tot încercat să văd de la ce sunt talentat, da. La not erai balonul? Nu eram balon, că nu eram grăsus când eram mic, spre deosebire de alții. Eu eram. Nu, la not mi spuneau ursul panda. Zicea că mă duc la fund ca toporul. Nu mă surprinde, sincer. E ok, cumva... Hai să vedem, să trecem la subiectul de astăzi, dar vă rog frumos, la nisip pisoc. Cine zice pisoc la nisip? Ai auzit și asta? Nu. Eu tot verific dacă e din Moldova sau nu. De fapt, eu asta joc. Veronica caută tot felul de cuvinte din zone ale țării și eu, este din Moldova sau nu? Pentru că aștept să-ți dau eu explicația, nu? Da. Așa. Distanțioancă telecomandă. Hă? Buburez sau guguli sau stând pe vine? Oh, stai buburez? Stai guguli? Sau stând pe vine? Asta ce înseamnă? Frumos e buburez, ce frumos e cuvântul ăsta. Păi ca o buburuză, stai pe vine. Ce faci buburezule acolo? Uite, Andrei, pe ăsta, ia să vedem dacă îl ghicești ce înseamnă. Du-te în tindă și adu-mi ștergarul de pe laiță. Da, mă, de pe light zone? De pe laiță. Light zone. Ce este light zone? Așa zicea să-i în engleză? Laiță, măi. Ah, laiță. Light zone. Wow. Bun, du-te în tindă, du-te pe grindă. Du-te în cameră, întindă. Du-te în cameră. Ți-am aminte de cântecul. Stai, mă. Să întindă jos. Nu, mă, de la întind rufele. Ia, deci, du-te așa în cameră. Da. Și adu-mi... La care cameră-i tinda? Tinda este o anumită cameră. Da. Tinda este camera de zi. Este sufragerie. Nu. E bucătăria. Nu. E dormitorul, du-te întindă. Tinda e holul, măi. Păi, cum adică, ai zis că e o cameră, acum e hol? O cameră și hol, două lucruri diferite. Ce, holul nu e cameră? Nu, e hol. Dacă ți lași încălțările acolo, nu se transformă într-o cameră? Nu, e hol. Că de-aia ești în hol. Nu, e tindă. Bine, du-te în tindă, adu-mi ștergarul. Ștergarul înseamnă cârpă umedă, stropită de obicei cu diverse produse de curățenie. Așa. Așa, de pe laiță, pe dulap. Laiță nu știu nicio ce... Dar eram curioasă ce crezi. Auzi, mă, dăm sticla de pe bufet. Dăm și mie uiaga de pe credenț. Mamă, uiaga de pe credenț. Eu înțeleg acum de ce s-a schimbat limba și zicem dăm sticla de pe bufet. Uița de pe credenț. Și asta sună, zici că faci cont, zici că îți faci împrumut la bancă. Uița de pe credenț. Uite, ce-i tufli una? Ia, mă, că asta ți-o-i da una. Bravo, măi. Ochicato per junglod. Ochicato per junglod. Nu credeam niciodată în viața asta că voi auzi la radio propoziția. Știi ce înseamnă, dragul? Știi ce înseamnă, mă, că am văzut. Bună dimineața. Ce înseamnă ochicato per junglod? A picat o prună în nu știu ce. Glod, mă, glod. Glod. Glod înseamnă glod. Cum nu? Nu. Nu? Păi te dai cu glod și pe față, de exemplu. Dar nu te... Adică, nu neapărat din ăla. Argil. Glod argil.
Glodargil. Da, mă, a picat o, o prună în, în noroi. În noroi, îmi cer scuze. Ascultătorii Virgin Radio, acum suntem despre ce vorbim. Laița, am aflat ce este Laița. Este bancă, cea lungă de oamenii afară, de obicei, la intrare în curte. În dreapta sau în stânga ușii de la intrare. Wow. O băncuță. Am înțeles. Vulcan Share. Ce asta, mă? Treci în... A, nu pot să zic, măi, asta. Treci în pat să te învelezi, treci în... Bip, să te cotarcet. Măi, asta nu sună bine. Păi nu, dar... Oh, și bine, ne-a salvat Ami. În lumea noastră nu mai sună nimic la fel. Bună dimineața, ascultați Virgin Radio Breakfast.